Bine v-am regăsit la știrile din sport. Astra Giurgiu va disputa duminică al treilea meci din acest an. Este vorba despre etapa a 19-a ligii întâi. Elevii lui Oleg Protasov joacă în deplasare cu FC Brașov. După ultimele rezultate, Astra trebuie să fie precaută chiar dacă adversarii sunt departe în clasament. Duminică seară de la ora 20:30, Astra Giurgiu va face deplasarea sub tâmpa pentru meciul din etapa a 19-a ligii întâi, unde va întâlni pe FC Brașov. După etapa de săptămâna trecută, Astra a pierdut locul 3 în favoarea lui ASEA Târgu Mureș, iar acum se situează pe locul 5. Echipa antrenată de Oleg Protasov este obligată să câștige ca să nu piardă contactul cu podiumul clasamentului. Dinamo București, urmăritoarea giurgiuvenilor, are o misiune ușoară cu Universitatea Cluj și așteaptă o greșeală din partea Astrei pentru a urca pe locul 5. Oleg Protasov trebuie să câștige duelul cu FC Brașov pentru a pe seria de eșecuri cu care Astra a început anul 2015. FC Brașov are un descendent moral după ultima etapă. Echipa antrenată de Vjekoslav Lokica a pierdut în deplasare cu Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0. În meciul de duminică, Astra ar putea să conteze pe câțiva dintre jucătorii transferați în această iarnă. Goru Peț și Tembo au debutat cu Concordia Chiajna, a mai rămas ca și Nuno Pintu, Dan Spătaru, Răuță sau Hubert Volacheviț să-și facă debutul în tricourile Astrei. Atleții giurgiuveni vor concura săptămâna aceasta în finala campionatului național de atletism pentru juniorii de categoria 1. Dacă la ultimul turneu ne-am ales cu un vicecampion, și de această dată speranțele la un loc pe podium sunt mari. Sportivii de la cluburile giurgiuvene de atletism vor participa la sfârșitul săptămânii la mai multe probe în cadrul campionatului național de atletism. Atleții juniori care se încadrează la categoria 1 vor încerca să dea tot ce au mai bun pentru a se clasa pe unul din locurile de frunte. Bodnaru Manfred intră săptămâna asta în competiție, el va avea finala la sfârșitul acestei săptămâni. Sâmbătă, mai exact, sunt medaliile pe masă, suntem pregătiți cu arma la picior, cum se spune, și încercăm să obținem o nouă medalie, dar vom vedea ce se va întâmpla acolo. Sportivii de la cluburile CSM, CSS și CSM Dunărea Giurgiu au urmat pregătirile pentru probele cu desfășurare în sală specifice perioadei de iarnă. Din grupul nostru va mai lua startul și Alex Guțu alături de Mihai Gheorghișor. Ambii vor alerga probe de 4 și 800 de metri și credem noi că vom efectua și o ștafetă de 4x2 tururi. Ne e mai greu pentru că pista este circulară pentru așa ceva, iar noi ne pregătim, așa cum știți, pe o pistă doar în lungime. Săptămâna trecută, la finala campionatului național pentru junior 2, atletul giurgiuvean Denis Ciorâță de la clubul CSS Giurgiu a obținut titlul de vicecampion național la proba de 60 de metri garduri. Cam atât din sport pentru astăzi. Nu uitați să faceți mișcare, pentru că sportul înseamnă sănătate. La revedere!